este... vă spun cinstit că nu am știut de el. Am primit o locație de acolo, am lăsat mașina, ca să vă spun corect ce am pățit, am lăsat mașina la... am intrat prin Țânțărent, că pe acolo m-a dus Uizu, am lăsat mașina și am pornit pe jos. N-am mers 100 de metri și a trebuit să merg destul de repede ca să ajung la mașină, pentru că au tăbărât câinii aceia, au început să mă alerge. Am intrat cu mașina până în zona respectivă, nici nu am știut că există lângă Ploiești așa ceva. Eu am crezut în permanență că cartierul Bereasca, zona de nord a cartierului Bereasca, este lipită. Noi trecem pe acolo, sau treceți, merg la sensul giratoriu din Bereasca, mergeți în stânga spre Țânțăreni. Și ați văzut că localitățile acum deja sunt lipite, s-au construit case. Și eu am crezut că toată zona asta spre Vega și spre zona de Dâmbului din Ploiești, spre Afi, sunt numai case. Dar acolo nu sunt numai case, acolo este zona asta. Uitați, este încercuită de case. Sunt case, Țânțărei, Bereasca, zona supermarket Afi, Dâmbu și intrarea spre Vega. Deci, practic, toată zona asta e încercuită de case, sunt cartiere de case. Eu cred că zona asta chiar se poate fi transformată într-un parc, dacă se vrea. Cred că sunt acolo 30-40 de hectare. V-am întrebat dacă este în extravilan, pentru că e important să știm dacă e în afara localității Ploiești sau în interiorul localității Ploiești. Ați discutat cu cineva de la primărie pe tema aceasta? Doamna, eu nu cunosc decât unul la primărie care e Voroseni și ăla nu mai răspunde la telefon de tot ceva timp. Totuși e o problemă gravă legată de mediu. La telefon nu pot să comunic cu el. Da. Asta vis-a-vis de ce se aude pe piață, că discutăm, vreau să discut cu el, că aș putea să-l arăt mult.